Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Poate că sună redundant, dar asta este, eu știu, salutul nostru de fiecare săptămânal. Și, bineînțeles, vom continua să vorbim despre Titanic și apoi, bineînțeles, vom face previziunile pentru săptămâna 20-26 mai. Iar dacă ne rămâne timp, am să vă explic cum este și cu cum se calculează aspectele și de ce cum se formează ele într-o temă natală. Vreau să revin un pic asupra temei 2 care v-am prezentat-o în momentul, construirii. Să vă mai arăt un lucru care pentru mine a fost deosebit de semnificativ. Este vorba despre o inconjuncție între conjuncția Marte-Uranus din Capricorn cu Marte exaltat în Uranus, care făcea un unghi de 150 de grade cu Pluto și cu nodul Nord. Ca și cum încă o dată venea și întărea ideea că acel vas nu va avea o finalitate normală, ci că va fi distrus în drumul către destinația finală. Și mai ales este foarte interesant, și acum trecem la cea de-a treia hartă. Este vorba despre momentul în care este lansat Titanicul. Dar cu câteva zile înainte, mai precis pe 13 mai în 1911, în semnul Scorpionului, semn stăpânit de Marte și de Pluto, a fost precedat de o eclipsă de lună. Eclipsa de lună a avut loc pe 13 mai, iar lansarea Titanicului la apă s-a făcut pe 31 mai. Foarte interesant, din nou luna trece peste nodul sud al temei natale. Uitați. Avem nodul nord, nodul sud. Luna în tranzit făcea un pătrat, de fapt, nu trece peste nodul nord natal. Ia uite-l aici. Și ridicate pentru momentul lansării la apă. Nodul sud este în decanul lui Neptun, zeul mărilor și a oceanelor, și conjunct cu Jupiter, ia uite-l, aici, în Scorpion, aici jos îl aveți, așa, aflat în decanul cui? A lui Pluto. Deci iată că undeva prea mult ceva a lovit exact acolo unde nu se aștepta nimeni. Mai mult, soarele momentului, soarele lansării, face o inconjuncție, dacă vreți, și cu luna neagră din tema natală, cu Lilith, cu luna neagră, care reprezintă colectivitatea în casa a cincea, semn că la calea, drumul acela lung, este în săgetător Lilith, drumul acela lung, participau și femei și bărbați și copii. Erau familii întregi care sperau ca în lumea nouă să-și facă o altfel de viață. Ascendentul în leu, aici, în decanul lui Jupiter, aici totul se întâmplă năpraznic, are strălucirea pe care o emana Titanicul, simbol al stabilității pe apă, dar și al luxului aristocratic. Soarele, stăpânul ascendentului, era în Gemeni. Uitați-l aici, în decanul stăpânit de Mercur, mentalul, deci mintea a creat ceva pentru om ca să îl ajute să fie, să existe. Titanicul era rodul minții logice și matematice ale celor trei proiectanți care însă au făcut o gafă, și anume de neiertat, ireparabilă, n-au luat în calcul hazardul. Luna făcea conjuncție strânsă cu Venus și cu Neptun din Rac. Ia uitați aici, în casa a 12-a, în casa fatalității, cu excepția lui Neptun care se afla în decanul său, Luna și Venus se aflau în decanul stăpânit de Soare. Tripla conjuncție făcea opoziție lui Uranus în Capricorn, aici, în Capricorn, în grad anaretic, atenție,
aflat la 29 de grade și 4 minute. Alt semnal că ceea ce pornea pe ape avea să se sfârșească brusc și rapid, deodată, așa cum procedează Uranus. Și încă un semnal că Uranus pregătește ceva, este quincunxul cu Pluto sau inconjuncția cu Pluto. Uitați-l aici, inconjuncția cu Pluto, aflat în Gemeni, în decanul stăpânit de Uranus, ca și cum cei doi pun la cale grozăvia care avea să se întâmple. Ce înseamnă în context această inconjuncție sau quincunx? Este un aspect greu de stăpânit, tensionat, cu tendința de a dispersa energiile, aduce nesiguranță și teamă inconștientă, dar mai ales te obligă la o schimbare, face o cotitură fundamentală în viața ta, te obligă să o iei cu totul altă direcție. Iar pentru foarte mulți această inconjuncție a însemnat drumul către dincolo. Luna neagră, aflată în Săgetător, cum spuneam și la început, în decanul stăpânit de Marte, prin inconjuncția cu Neptun, repune în discuție, oare pentru a câta oară, ideea falsei securități pe care o inspira giganticul apelor Titanic. Marte este în Pești, în decanul stăpânit de Pluto și face pătrat cu Pluto din Gemeni, Pluto în Gemeni, aflat în decanul lui Uranus, vine și el să se ralieze acestei taine astrale, sugerând că acțiunea se va petrece pe drum de ape într-un voiaj foarte lung. Trecem la cea de-a patra temă a momentului Titanic, degetul lui Dumnezeu. În momentul ciocnirii cu icebergul, da, iar suntem puși în fața unei cruci cardinale. O vedeți aici, rombul acesta cu roșu. Luna este conjunctă în Pești cu Skeat, steaua înnecaților. De fapt, Skeat este talonată de o parte și de alta de Lună și de Venus. Semn că foarte multe femei și foarte mulți copii sunt sortiți morții. Nu neapărat toți prin înnecare, cât prin hipotermie, apa fiind foarte rece, sub 12 grade. Primul și ultimul voiaj al Titanicului a fost marcat de o eclipsă parțială de Lună, care avea loc pe 1 aprilie 1912, la 11 grade 49 de minute în balanță. Ori în momentul ciocnirii cu icebergul putem observa că nodul sud al temei natale, iată-l, era la 21 de grade balanță 33 de minute. Putem spune că este o conjuncție separantă și un avertisment de tipul v-am mai semnalat greșeala, acum suportați consecințele. O configurație și mai interesantă este iodul care se formează între mijlocul cerului, aici avem focarul este chiar mijlocul cerului, în leu, în decanul lui Marte și măreția de o clipă sunt la mâna destinului și luna neagră din Capricorn pe de-o parte și luna în decanul lui Mercur, un viraj care nu a mai putut avea loc deoarece icebergul se apropia cu repeziciune, în momentul în care a fost văzut a fost prea târziu și luna din Pești în decanul lui Pluto, steaua morții, implacabilul care nu a putut fi evitat. Adăugat și apropierea stelei fixe Skeat de care aminteam la început, iar tabloul sumbru se configurează. Este ca și cum Dumnezeu a decis că așa trebuia să se întâmple. Cea de-a doua configurație de remarcat este, cum spuneam, crucea în semne cardinale. Unul din brațe este format din axa nodurilor lunare. Celălalt din axa Neptun, mijlocul cerului, iată, Lilith, sau Luna Neagră, pardon că vorbim de colectivitate, Luna Neagră care era conjunctă la niciun grad
cu Uranus. Cu Uranus, luna neagră se afla în decanul lui Mercur în Capricorn, iar Uranus se afla în decanul său în Vărsător. Ascendentul în Scorpion, uitați-l, din momentul ciocnirii, arată că este vorba despre apă și fiind și în opoziție cu Saturn, aici, nu știu dacă se vede, aici, așa, scufundarea nu s-a produs imediat. Acum a fost doar carena navei sparte în momentul ciocnirii. Unde sunt stăpânii ascendentului? Păi în domiciliu, adică în casa 8-a, iată, aici, și conjuncți pe deasupra. Marte în rac, în decanul lunii, accidentul avea loc pe apă, Pluto în gemeni, în decanul lui Uranus, în moarte, prin sufocare, atenție, Uranus în gemeni, dă moarte prin sufocare, adică prin înnec. Soarele conjunct cu nodul nord, aici, din păcate este în casa a șasea, nu a putut să facă mare lucru decât să sugereze că vor muri oameni de condiție umilă. Cine erau aceștia? Imigranții săraci de la clasele a treia și a patra, care se îmbarcaseră cu speranța, cum spuneam, că vor începe o nouă viață în lumea nouă. Și cum am mai spus eu, scapă cine poate. 3 ore mai târziu, la 2 ore și 20 de minute, Titanicul s-a rupt în două și s-a scufundat la peste 3900 de metri adâncime, acolo unde se află și astăzi. Au pierit 1517 oameni, majoritatea femei și copii. Dacă interpretăm momentul karmic, ar trebui să spunem că toate aceste persoane și-au pierdut, și-au încheiat misiunea în această existență în acel moment. 2 cruci, chiar 3 cruci, după cum le vedeți aici, în semne cardinale, marchează sumbrul moment. Acum ascendentul este în săgetător, iată-l pe Jupiter în decanul stăpânit de el, în decanul lui Marte, mai precis, adică agresivitatea și-a dat mână în mână cu cel mai mult, este harta 5-a, cum am spus, scrie pe ea Titanic scufundare. Jupiter este în opoziție cu Pluto din Gemeni, semn că aveau să moară mulți copii. Saturn din Taur de astă dată era el în inconjuncție cu nodul sud. Iată-l. Avem nodul sud și avem inconjuncția lui Saturn pe, iată-l, aici, inconjuncția cu nodul sud, care se află sus, pe mijlocul cerului, adică, clar, lucrurile se întâmplau așa cum trebuiau să se întâmple. Destinul este implacabil, faptul că imensul vapor nu era echipat cu bărci de salvare, cum ar fi trebuit să fie un vas de asemenea dimensiuni, fie dintr-o prea mare încredere în munca omului, fie din zgârcenie, era un semn. Iar Saturn avertiza asupra acestui lucru încă din momentul în care s-a dat comanda, harta întâi pe care v-am prezentat-o săptămâna trecută. A doua inconjuncție avea loc cu Neptun din Rac. Îl avem pe Neptun aici, în Rac, în inconjuncție cu Jupiter, care se afla cu ascendentul și cu Jupiter, Jupiter fiind în casa fatalității, în casa a 12-a. Accidentul produs pe apă avea să facă victime prin înnec. 2 zile mai târziu avea loc o eclipsă de soare în Berbec. Dacă accidentul s-ar fi produs pe 17 aprilie noaptea, sunt convinsă că numărul victimelor ar fi fost mult mai mic. Dar Dumnezeu a vrut altfel. Aveți aceste hărți, cine dorește emisiunea de săptămâna trecută și emisiunea din seara aceasta, puteți să le consultați, ele sunt prezente, puteți da un stop cadru acolo unde apare emisiunea, pe emisiune, și să urmăriți și chiar să construiți dumneavoastră hărțile ca să vedeți cum a avut loc accidentul. Promisesem că o să vă arăt, de fapt, ce sunt
Ce sunt aspectele? Aspectele nu sunt altceva decât relații geometrice. Sper să le găsesc acum repede, repede pentru dumneavoastră. Sunt chiar pe curs. Ele cum se obțin? Se obțin prin împărțirea cercului zodiacal la șirul de numere naturale. Și aceste împărțiri se numesc armonice. Când vorbim de armonica de 1 sau de 0, ar spune unii, vorbim de conjuncție, când două planete se află în același punct. Când vorbim de armonica de 2, vorbim despre opoziție, când două planete se află în opoziție una față de cealaltă și împart tema natală în două. Când vorbim despre armonica de 3, vorbim despre trigon, unghiul de 120 de grade, care împarte cercul zodiacal în trei sectoare de cerc. Eu acum încerc să găsesc capitolul cu... Da, le-am găsit. Urmează armonica de 4. Armonica de 4 este unghiul de 90 de grade, adică pătratul, când se formează un romb sau Marea Cruce cosmică, cum spunem noi într-o temă natală. Urmează armonica de 5, care este un aspect minor, un chintil. Mergem mai departe la armonica de 6, care este un aspect major și care împarte cercul zodiacal în 6, adică vorbim despre sextil. Sextilul, o să vedeți, spun aici la un moment dat, care sunt diferențele între sextil și trigon. Ambele aspecte ne arată planete în armonie, dar trigoanele își pot împrumuta calitățile, dacă trigoanele își pot împrumuta calitățile semnelor foc, aer, apă, pământ, unele de la altele, mai ales dacă acestea sunt susținute și bine realizate, sextilele rămân separate într-un fel atunci când cooperează între ele, dovedind afinitate și stabilitate. Expresia trigonului este una foarte naturală și spontană, în timp ce energiile create de sextil sunt mai palpabile și permit asumarea lor atunci când sunt conștientizate. Cu trigonul, energiile tind să curgă natural, se canalizează constructiv, în timp ce sextilul implică un efort de conștientizare necesar pentru a împinge energiile spre lucrurile constructive. Vroiam să vă spun care este diferența între opoziție și careu și pătrat. De regulă ne aflăm în fața unor tensiuni care necesită acțiuni spre a fi rezolvate. Chiar dacă resping ideea unor asemenea tensiuni, nativii caută să le rezolve în relația cu celălalt și nu în sine însuși. Planetele în sine însuși, pardon, că e masculin. Planetele din opoziție apar atunci când sunt plasate în semnul polar, de fapt lucrează prin complementaritate, pe când pătratele implică energia celuilalt în rezolvarea acestor conflicte. Mai trebuie spus, dacă tot am ajuns aici, conjuncția sugerează persoane concentrate, a căror motivație derivă din interior. Cu prea puține opoziții în tema natală este greu de sesizat din afară acest lucru, dar fac ca nativul să piardă din vedere tocmai perspectiva. Planetele și punctele care formează o conjuncție sunt energii care se unesc și acționează împreună. În momentul aspectului aplicant, trebuie coroborate atât energiile subiective cât și cele obiective. La început pare dificil de asociat, deoarece fiecare este distinctă. În momentul în care însă le fuzionează, conștientizăm puterea pe care o avem. Reprezintă o putere pentru că planetele lucrează împreună. Faptul că ele sunt în același semn elimină necesitatea de a amesteca elementele și calitățile și prin urmare sunt foarte ușor de abordat. De exemplu, o conjuncție Lună-Venus are șanse foarte mari să fie integrată, mai mari decât, de exemplu, o conjuncție Saturn-Pluto,
cum se întâmplă în prezent, când foarte mulți dintre dumneavoastră sunt debusolați și nu înțeleg ce li se întâmplă și de ce li se întâmplă. De exemplu, când Soarele este conjunct cu Neptun, putem reține distinția aspectului, dar pentru nativ va fi greu să discearnă între propria sa individualitate și natura lui spirituală, va fi evaziv și poate trăi sentimentul că alții sunt mai buni decât el. Este un aspect major care, după cum vedeți, poate fi interpretat și pozitiv și negativ. Urmează opoziția, vorba aceea, ca să faci ceva ai nevoie de doi. Este o expresie care caracterizează foarte bine acest aspect, mai ales că eu frecvent mă gândesc la cuplu când spun acest lucru. Aici se află cheia semnificației aspectului relațional, la asta mă refeream. Persoanele care au opoziții în tema natală mereu îl caută pe celălalt, ca și cum acesta din urmă ar reflecta propria sa luptă interioară. El învață despre sine prin interacțiune cu celălalt. Adesea opoziția acționează ca un balans dintr-o parte într-alta și nativii se simt sfâșiați între doi poli. Nemulțumirea interioară, incertitudinea și insecuritatea pot fi rezultatul unui asemenea aspect. În timp ce un pătrat implică rezolvarea de urgență și curajoasă, opoziția aduce întrebări și ezitare. Opoziția este un aspect care solicită echilibru în primul rând. Iar acest fapt sugerează că alte persoane au o influență puternică asupra nativului sau că acesta trebuie să ia în considerare și alte nevoi și alte motivații. Trăsăturile atribuite semnelor implicate sunt opuse și totuși complementare. Opoziția indică acțiuni contradictorii. Acești nativi caută un echilibru în viața lor, de obicei, prin relații, prin perspicacitate, uită care este sensul lor în viață, au tendința de a proiecta calități nejustificate asupra altora, au incapacitatea de a se focaliza pe o idee sau o acțiune, au nevoie de obiectivitate și caută să crească prin relații. Poate fi privită și ca o acțiune neutră, deoarece acționează prin complementaritate între planetele implicate în aspect. Și acum vă dau niște exemple. O opoziție s-ar putea forma pentru a echilibra voința unuia, leu, cu voința celuilalt, vărsător. Impunerea limitelor pe care o aduce fecioara, comparativ cu depășirea limitelor pe care o implică peștii. Berbecul sau eu, egoul, este opus balanței care îl reprezintă pe celălalt. Corespondența zodiacală dintre balanță și casa a șaptea trebuie căutată în principiul că cea mai mare provocare poate fi asumată. Dacă luăm în considerare casele implicate, se adaugă un alt nivel de înțelegere a aspectului. De exemplu, planetele aflate în case opozabile, pe axa 2-8, care știm foarte bine că este o axă financiară, cer nativului să echilibreze posibilitatea de a câștiga bani, casa a doua, folosind resursele altora, casa a opta. Cum spuneam, planetele aflate în trigon sunt planetele care au, sunt aspectele care au 120 de grade. E bine, sunt aspecte care se susțin reciproc. Trigonul, prin natura sa, semnifică acceptare. El ne permite să-i acceptăm pe ceilalți ca pe noi înșine, la fel și situațiile. Lucrurile bune, confirmate de un trigon, dau atât naturalețe nativului, că aproape nu conștientizează asta și destul de des, nativii nu apreciază cu adevărat binefacerile unui trigon și, în consecință, nu încearcă să le rezolve. Dar despre celelalte aspecte, cu voia dumneavoastră, vom vorbi săptămâna viitoare, luăm pauză și vom trece la... Sau, dacă ne mai rămâne timp după ce facem previziunile, promit să continuăm cu aspectele. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat,
pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat și știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsorul original la mine a funcționat. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul. Îmi trece. Am făcut o, cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torsor este un bun la casa omului. Bineînțeles, așa cum v-am promis, vom face previziunile pentru perioada 20-26 mai. Ca și o caracteristică a săptămânii, vreau să zic așa, vărsătorul și pești sunt deosebit de creativi. Berbecul face din familie o prioritate. Taurul, atenție la complicațiile cu legea. Pentru fecioară și balanță este importantă planificarea. Leul și scorpionul au parte de schimbare. Racul inițiază proiecte de anvergură, iar săgetătorul are parte de o moștenire sau de o sumă de bani dobândită în urma unui litigiu. Bineînțeles că vom începe cu prietenul berbec. Ei bine, tu trebuie să faci ordine în lucrurile de acasă. Fă tot ce poți ca să ai liniște. Trebuie, înainte de toate, să faci o prioritate din familie. Timpul petrecut acasă sau în natură îți oferă acum relaxare și destindere. Te gândești la bani, poate ca urmare a unei investiții proaste sau a unei decizii riscante. Ai grijă cu cheltuielile. Mai bine investește banii în lucruri sau în educație. Săptămâna aceasta ia pe cât posibil masa în familie. Te gândești la o aptitudine nouă sau să perfecționezi una existentă. Din punct de vedere relațional, Marte este acum, de acum în rac, în casa familiei, ar putea readuce o serie de probleme, problemele familiei pe agenda de lucru. S-ar putea să fii gata pentru revizie majoră și dornic să iei anumite decizii. S-ar putea să inițiezi proiecte de familie în următoarele 6 săptămâni. Aceasta ar putea fi un moment bun ca să simți cum progresează planurile tale. În același timp, poate fi o ocazie pentru un răsfăț și îngrijire de sine, dar chiar și o șansă de a procesa cu ușurință orice probleme legate de copilărie. Dar nu te grăbi să faci asta, ia-ți doar timpul și fii bun cu tine. Fructul interzis este tentant, dar poate fi prea devreme pentru a acționa. De ce să nu iei lucrurile ușor? Bucură-te de zorii acestei noi întâlniri. S-ar putea să nu fii pregătit pentru o intimitate deplină. Fă-ți timp să te bucuri de farmecul și de atracția celuilalt. Răsplata va fi pe măsură când va veni timpul să vezi roadele. Încrederea și bunătatea împreună cu generozitatea te fac acum o forță de neoprit. Plutește un mister în aer mulțumit trigonului Soare-Pluto încă de la începutul săptămânii. A anticipa cunoașterea cuiva nou este interesantă, dar, repet, nu te grăbi.
Energicul Marte pierde un pic din aplomb, mai ales că este în sensibilul rac, de la mijlocul săptămânii trecute. Deși nu este de obicei stilul tău să fii timid, s-ar putea ca acum să funcționeze. Profesional, chiar dacă săptămâna de lucru s-ar putea să fie terminată, efectele încă par să se mențină. Te simți ca și cum ar mai fi nevoie de muncă și ți este greu să-ți încetinești ritmul gândurilor. Respiră adânc, discută cu colegii și cu prietenii în timpul unor plimbări lungi în afara programului. Câștigurile materiale vin pe mai multe căi. Valorile și credința în tine însuți va fi reafirmarea. Bucură-te de rezultatele muncii tale, pentru că dividendele pe care le-ai anticipat ca mișcări bine planificate și executate pot să apară chiar mai devreme decât te așteptai. Dar nu este un moment de satisfacție, atenție! Să ai grijă la locul de muncă, evită mișcările bruște sau greșite, ori posibilele confruntări. Ai grijă și cu comunicarea. S-ar putea să meriți o creștere salarială sau o promovare, dar pentru asta trebuie să folosești nițel mai des diplomația. Este un moment în care mergi într-o direcție diferită de ceilalți. Orgoliul și mândria celorlalți sau nevoia ta de a te controla pot stabili anumite condiții. Ai resentimente dacă te simți blocat în vreun fel. Energia de la locul de muncă îți va permite să cercetezi noi domenii pentru succes și carieră. Așteaptă-te să fie nevoie să revizui sau să refaci lucruri care păreau gata încheiate. Problemele generate de automatisme necesită atenție, mai ales vineri 24 mai. Financiar, Venus în Taur și în domiciliu, în zona banilor proveniți din muncă proprie, fac din aceasta o casă destul de plină. În timp ce planurile financiare ar putea continua și tu ai putea fi tentat să te tratezi regește. S-ar putea să te regăsești într-o serie de probleme care afectează nu doar familia ta, ci și niște vecini legat de o linie de proprietate comună sau o structură care are nevoie de reparații. Remedierea situației poate duce la costuri pe termen scurt, dar îți va asigura liniștea pe termen lung, astfel încât acceptă cheltuielile ca fiind unele necesare. Simte-te liber să obții și alte opinii și consultându-te cu profesioniști din domeniul bancar sau consultanți financiari. Participă la activitățile casnice pe măsură ce apar. Recompensele vin pe calea unor câștiguri materiale și aș sugera să iei asta ca pe o afirmație a valorii tale și a muncii depuse de tine, pentru că oamenii se bazează pe tine și acasă și la locul de muncă și știu că vei face treabă. O astfel de muncă și dividendele vor veni mai repede decât te aștepți. Urmează un bonus sau o creștere salarială curând. Renunță la mândrie și concentrează-te asupra sarcinilor necesare, de care este nevoie. Cei care sunt serioși la locul de muncă sunt căutați și răspătiți, așa că păstrează-ți mândria, mușcă-ți limba, ca să zic așa, și du-te mai departe, du-te într-acolo unde ești rugat să faci câte ceva. Ca sănătate, mișcarea planetelor a lovit, ca să zic așa, în sănătatea ta, în fluxurile astrale, iar pentru tine acest lucru a însemnat revenirea la un comportament alimentar care nu te ajută de nicio culoare. Adică, în timp ce încerci să faci ceea ce trebuie, este posibil să nu vezi pădurea din cauza uscăciunilor. Adică să mănânci și așa ce vine, să mănânci, cum se numește, are o este o denumire, o să-mi aduc aminte cum se numește, că, adică, cum să spun, toată această alimentație aiurea făcută după ureche poate duce la niște disfuncții, în special pe linie digestivă. Mănânci compulsiv, asta vreau să spun. Dar dacă ești atent la fiecare îmbucătură, înseamnă că petreci ceva timp cu tine și cu corpul tău. Adică, consumi foarte multă apă plată, multe produse proaspete, o dietă variată care alternează sursele de proteine, carne, pește și în special leguminoasele. Taur. S-ar putea să ți se ofere posibilitatea de a călători, poate cu un văr sau un frate mai mic, în vederea găsirii unei noi oportunități. Poate apărea o complicație la domiciliu, o problemă cu legea sau un dispozitiv electronic din casă
destul de scump, care necesită reparații. Comunicarea și la tine este crucială acum. Folosește cuvântul scris, dacă nu poți să vorbești, care te ajută să intri în legătură cu propria identitate pentru a evalua domeniile pe care le poți îmbunătăți. Lasă-ți mândria deoparte dacă te afli în conflict cu colegii sau cu vecinii. Concentrarea pe semnul tău se intensifică pentru că Venus, stăpâna ta planetară, a ajuns acasă, încurajându-te să fii bun cu tine însuți. Prezența ei aici ar putea reprezenta de asemenea o oportunitate pentru schimbarea imaginii, dacă aceasta te ajută să câștigi mai multă încredere în tine. Conjuncția cu Uranus, care se prefigurează, te poate face să te răsfeți puțin prin gustul unic pentru anumite haine și alte obiecte estetice, indiferent de ceea ce spun ceilalți. Relațional, este timpul să fii direct. Comunică-ți nevoile și dorințele. Ești mai înclinat să vorbești despre tine și despre trecutul tău acum, așa că încearcă să stăvilești nițel ideile și să te detensionezi, să te relaxezi. Este un timp deosebit de fructuos pentru orice efort care se ocupă de lucrări, idei, fapte, figuri. Atitudinea ta este jucăușă și luminoasă. Iată măcar un motiv pentru care s-ar putea să ți se ceară sfatul. Dă-ți frâu liber sentimentelor într-un mod fără prejudecăți. Folosește puterea cuvintelor pentru a atrage ceea ce dorești sau pentru a-ți susține propriile interese. Există însă o schimbare. Marte se mișcă prin rac, culmea, tocmai în casa comunicării. Această energie marțiană ar putea declanșa discuții în contradictoriu care, zic eu, necesită ceva timp de gândire înainte de a deschide gura. Și din moment ce racul este un semn emoțional, ea zice că este o oportunitate pentru a-ți împărtăși sentimentele și a te răsfăța cu o discuție de la inimă la inimă, adică fi romantic, cu alte cuvinte. Fiind deschis, situația ar putea duce la vindecare, chiar dacă alte metode au eșuat până acum. Pe 22 mai, Venus în domiciliu suscită interesul pentru frumusețe, undeva pe la mijlocul săptămânii, când ești atras de cea mai frumoasă persoană din încăpere. Ai ceea ce este nevoie pentru a te face observat? Ia vezi. Conjuncția Venus-Uranus în semnul tău ar putea să nu aducă atâta entuziasm cât ai crede, dar există suficientă electricitate în aer pentru a începe ceva. Lasă gelozia în urmă în timp ce treci la ceva nou. Profesional, răspunsul pe care îl aștepți va veni mai devreme decât crezi. Între timp, încearcă să nu-ți pierzi răbdarea. Indiferent dacă îți dai seama sau nu, stresul mental are un efect negativ asupra oamenilor din jurul tău. Fă tot posibilul să te relaxezi și să nu-ți faci griji. Este o săptămână excelentă pentru tine și poate aduce tot felul de contacte benefice. Uite, de exemplu, fă-ți timp, marți și miercuri, pe 22 și 23 mai, pentru a examina cu atenție orice propunere în plan financiar. Fă tot ce poți pentru a termina ceea ce începi. Poate dorești să faci o mișcare ambițioasă la mijlocul săptămânii, când energia pare să încetinească. A face o muncă care pare plictisitoare sau mai puțin dificilă este încă necesară. O abordare mai serioasă și structurată aduce însă cele mai bune rezultate. Capacitatea sporită de a te conecta cu alții te va ajuta în luarea deciziilor. O conversație plăcută la locul de muncă poate duce la un nou angajament. Rețeaua este în avantajul tău acum. Scrierea, vorbirea, forjarea de noi relații sau idei, totul vine cu ușurință. Adaugă gesturi mici și totul poate avea un impact extraordinar asupra viitorului. Discută cu oamenii, află unde are munca ta cel mai mare impact și du-te într-acolo. Financiar, anunțurile sunt importante în această fază, astfel încât acestea să fie compuse cu atenție, indiferent dacă sunt scrisori sau informări legate de muncă ori mail-uri către colegi ori rude cu perspectivă financiară. Fii deschis și mai puțin concentrat pe tine.
Este vital ca în această fază să fii realist cu privire la dorințele și la lipsurile tale personale și cheltuiește cât mai parcimonios. De asemenea, este posibil o schimbare de locație, probabil din cauza unei mutări cu serviciu sau unei promovări. Folosește acest lucru pentru, ca pe o oportunitate de creștere, schimbându-ți atitudinea într-un anumit fel. Ia legătura cu familia care te poate ajuta în problemele de sănătate sau în problemele care țin de reparațiile la domiciliu. Vindeți ideile în această săptămână și vei avea succes. Dacă ai nevoie de o favoare sau dorești să comunici ceva, asigură-te că știi ce vorbești. Comunicarea clară este esențială. Permite și altora să audă punctul tău de vedere. Acum este momentul să iei câteva decizii financiare mari. Ca sănătate, dacă îți place să dansezi, dansează pe melodia care îți place și organismul tău va răspunde pe măsură. Exprimă-ți sentimentele, acest lucru te va ajuta să rămâi într-o formă excelentă și îți va da puterea interioară pentru a stopa infecțiile și răcelile, de exemplu. Caută cel mai bun mod de a rămâne în formă. Rezultatele se vor vedea mai curând decât crezi. Dacă cheful a dispărut, repornește și nu privi înapoi. Gemeni. Tu trebuie să te deprinzi o perioadă de timp cu familia. Ia masa împreună cu ei, activități împreună cu ei, ieși împreună cu ea. S-ar putea să fii chemat în locații concentrate pe sănătatea lor fizică și emoțională. Evită să treci la capitolul anxietate. În schimb, fii precaut cu banii și cu planificarea. Încearcă să stabilești un echilibru între ceea ce ești și ceea ce dorești să fii. Te simți dornic să vorbești și să-ți împărtășești ideile. Fă-o după o căutare profundă în sufletul tău. Deoarece Venus se îndreaptă spre sectorul lucrurilor ascunse, o întâlnire de grup te poate face să te simți entuziasmat. S-ar putea să existe o chimie cu o anumită persoană. Marte se mișcă prin sectorul banilor proveniți din muncă proprie și bunuri personale și ar putea acționa ca un catalizator care să te încurajeze să-ți mărești veniturile. În același timp, s-ar putea să fie dornic să te stabilizezi financiar. Nu-ți supraîncărca programul în schimb. Optează pentru activități care te relaxează. Relațional, obiectivele creative ar putea înflori acum, mai ales cele care se bazează pe emoțiile personale. Solitudinea poate fi necesară, deoarece te ajută să-ți păstrezi gândurile coagulate, adunate. Ia-ți spațiul necesar pentru a fi productiv. Te simți ca un nou născut în tăcere sau cel puțin mușcă-ți limba și nu te risipi în vorbe grele sau în mici bârfe. Discreția este întotdeauna înțeleaptă, dar ai grijă să nu te izolezi chiar de tot față de cei apropiați ție. O perspectivă pozitivă este întotdeauna vitală. Gândirea pozitivă vede invizibilul, simte intangibilul și realizează imposibilul. Am mai spus-o. În sfera ta spirituală se întâmplă multe în această săptămână și în săptămânile următoare, ceea ce ar putea să te încurajeze să privești mai atent în lăuntrul tău. Visele ar putea fi deosebit de vii și ai putea găsi răspunsuri la unele dintre întrebările de viață. De asemenea, intuiția ar putea să iasă în prim plan. Acordă-i atenție pentru că asta te poate ajuta să navighezi în viață mai ușor. În această săptămână testezi puterea de rezistență a relațiilor tale. Acest lucru poate duce la mai mult de o relație profesională strânsă pe care nu o poți nici tăia, dar nici limita. Nu contează. Există o mulțime de schimbări pozitive care vin în sectorul profesional, indicând o mutare sau adăugare a unui birou nou într-un alt corp de clădire sau într-o altă locație. Stăpânul tău planetar are câteva lucruri puternice în această săptămână de făcut, începând cu viața ta intimă, care se află sub semn neptunian. Creativitatea ta este impresionantă atunci când este aplicată situațiilor romantice. Trigonul dintre Mercur și Saturn sosește a doua zi, aruncă o lumină asupra felului în care ar putea arăta viața ta sentimentală în viitor.
Ești mulțumit de direcția în care se îndreaptă lucrurile? Nu este niciodată prea târziu să schimbi direcția. Relațiile bune cu ceilalți și norocul, în general, vor fi destinul tău în următoarele 3 săptămâni. Pe scurt, astăzi marchează începutul unei perioade profesionale foarte favorabile pentru tine, cu șanse neașteptate. Riscurile asumate acum vor avea mari recompense ulterioare. Ambiția este puternică. Vei găsi sprijin pentru acțiunile desfășurate în orice zonă unde ești foarte bine pregătit. Marți și miercuri, 22 și 23 mai, energia te susține ferm în dorința de a merge mai departe. O revizuire atentă și conservatoare a finanțelor te va ajuta în asta. Este un moment numai bun pentru a te conecta și a te alătura oamenilor care îți împărtășesc interesele. Fii cinstit cu tine însuți dacă te confrunți cu blocaje. Acestea s-ar putea dovedi calea către o transformare pozitivă a situației. Cele mai interesante conversații pe care le vei avea acum sunt cele cu tine însuți. Păstrează sau însuți. Putem vorbi și, și despre femei și despre bărbați. Păstrează informațiile confidențiale pentru tine și ia în considerare încheierea unor relații care nu pot fi de încredere pentru că persoanele respective nu știu să păstreze un secret. Nu poți rezolva problemele tuturor, așa că nu te mai zbate în zadar. Evită deciziile deranjante. Secretul stă în a nu încerca să forțezi lucrurile. Este puțin probabil ca acum să fructifici financiar vreo situație. Asta apropo că ajungem la domeniul financiar, unde vorbește despre unele dintre grijile pe care le-ai avut în ultima vreme. Preocupări legate de sănătatea sau bunăstarea unui frate ori a unor colegi ar putea să-ți provoace stres. De asemenea, s-ar putea să fie necesar să faci o pauză ca să-ți reîncarci bateriile și să te dedici intereselor financiare. Faci din bunăstarea personală un punct focal și iei în considerare răspunsurile spirituale la problemele care te deranjează. Nu lua decizii financiare rapide. În schimb, solicită opiniile experților cu privire la o investiție sau o oportunitate. Ca sănătate, trebuie să privești lucrurile din exterior. De aceea este atât de important să dai corpului o rutină cotidiană pentru a rămâne centrat și în formă. Nu-ți face griji dacă te simți mai obosit decât de obicei. Acest lucru poate fi urmarea a ceva ce trebuie să experimentezi și să asimilezi. Odihnește-te când simți nevoia și bucură-te de viață cât poți. Viața socială este zgomoteasă, așa că accept-o cum este ea pentru tine. Sau stai doar cu familia, ieși, izolează-te o vreme ca să fii cu tine însuți. Rac. Săptămâna aceasta îți va lărgi viziunea asupra existenței tale. Faci noi conexiuni și colaborezi cu ușurință la diverse proiecte. Ești în stare să pui rezoluții pe termen lung și să te ții de ele. Puterea și hotărârea de a rămâne tu însuți sunt lucruri excelente care îți servesc bine pe multe fronturi, atât profesional cât și personal. Aș zice să pui în prim plan relațiile de viață, atât noile cunoștințe, cât și prieteniile de lungă durată. Pot fi câștigate perspective mai mari, profunzime și claritate. Încearcă să pui în practică un proiect pe care l-ai avut în minte. Unele schimbări la aspectul exterior îți oferă un sentiment reînnoit de încredere. Unele introspecții îți permit să te evaluezi. Prioritizează-ți relațiile, în special cu familia și cu prietenii apropiați. Bucură-te de o nouă activitate sau de o nouă setare. Relațional, viața ta socială arată mai interesantă decât de la o vreme încoace. Cu Venus îndrăgostită, care se mută în Taur și în aceeași zonă, în această săptămână, vei avea multe opțiuni de romantism, de sentimentalism, mai precis. În același timp, influențele conviviale fac mai ușor să te conectezi cu alții și să creeze noi prietenii. O întâlnire neașteptată s-ar putea transforma într-o prietenie de susținere sau chiar într-o poveste de dragoste în timp. Această obligațiune va avea nevoie de îngrijire regulată dacă urmează să continue.
Marte este în semnul tău, ceea ce ar putea spori, eu știu, curajul ăla nebunesc, știi, vorba aceea, curaj găină că te tai, și te face să te simți mult mai încrezător în tine. Există momente când s-ar putea să te simți supus altora, iar prezența planetei roșii în semnul tău te poate ajuta să contracarezi acest lucru. Totul este să nu sar calul și să nu răspunzi impulsiv sau violent. Luna plină care a avut loc în Scorpion, în casa iubirii, a creativității și a divertismentului, adică în casa a cincea, ți-a adus câteva ore pasionale și perfecte pentru o noapte specială. Te simți în fruntea tuturor lucrurilor. Mulțumit de tine, gata să flirtezi și să te distrezi. Faci un salt în unele grupuri care îți vor oferi posibilitatea de a întâlni oameni noi. Însă tot acum este momentul să privești și în tine. Acest lucru te va ajuta să-ți lărgești orizonturile. Este timpul să iei anumite decizii pe termen lung, care îți vor afecta însă viața sentimentală și chiar și cariera. Nu accepta nimic care înseamnă compromis. Împărtășește-ți pasiunea mai degrabă decât să o ții prizonieră în tine. Profesional, o tendință care începe acum și care va funcționa și în următoarele 3 săptămâni se arată de perspectivă și de bun augur. Tema acestei tendințe este sensibilitatea și cooperarea cu ceilalți. Vei găsi că norocul tău în general este mult mai favorabil atunci când ești conectat la cei din jurul tău. S-ar putea să te simți mai ales energic la intrarea în asocieri profesionale în această săptămână. Totuși, o abordare conservatoare va constitui cea mai bună bază pentru succesul viitor. Revizuie sau repune în drepturi ceva ce nu corespunde standardelor tale. Este, de asemenea, un moment bun pentru a repara sau a actualiza orice tehnologie legată de muncă. Financiar, o investiție mică, ca și aspect, pardon, punem virgula după mică, te încurajează să fii tu. Investește în haine, încearcă să ai o privire proaspătă, du-te la masaj, du-te la saună, fă ceva pentru tine, chiar dacă cheltui niște bani. Este un moment de schimbare, unul de care poți profita cum nu se poate mai bine. Fă-ți timp pentru autoevaluare, cântărind calități și defecte. Lucrul în rețea este eficient în această fază, pe măsură ce alții sunt atrași de farmecul și de inteligența ta. Stabilește câteva relații noi, personale și profesionale, ieși și bucură-te de socializare, dar ai grijă să nu exagerezi. Extinde-ți orizonturile, vei deveni curând o versiune nouă și mai bună a ta, adoptând și bucurându-te de elemente noi. Dă o mână de ajutor celor care au nevoie. Ca sănătate, gândește-te la răspunsul tipic dintr-un conflict și întreabă-te ce ai schimba dacă ai putea. Știu, nu este o treabă ușoară. Configurațiile planetare îți prezintă câteva situații care necesită să lucrezi cu ele. Nu trebuie să faci lucrurile perfect, dar vei dori să înțelegi rolul tău în ceea ce se întâmplă. Ceea ce faci fizic în această perioadă îți va colora alegerile și comportamentul. A, consumă mai multe lichide. Pauză și revenim. Continuăm cu Leul. Schimbarea se pare că este inevitabilă pentru tine. Nu trebuie să fie neapărat negativă. Atenție! Evaluarea recentă a muncii arată un scoring strălucitor a eforturilor tale. Poți avea parte de o creștere sau o promovare deoarece ai demonstrat calități clare de conducere. Pentru a te menține la vârf, s-ar putea să fie nevoie să petreci câteva zile în singurătate ca să-ți gândești noua strategie. Cu un puternic accent pe domeniul obiectivelor și ambițiilor, ai putea fi steaua spectacolului și să strălucești în lumina reflectoarelor. Cu Venus, care se deplasează în această zonă, în această săptămână, adaugi un mic imbold farmecului personal care ar putea face diferența între ieri și azi. În același timp, energia lui Marte ar putea părea să curgă subteran pentru o vreme, în timp ce se mișcă prin rac, într-un sector mai retras al temei tale natale. Influența din zona spirituală ar putea să-ți îndrepte atenția spre zonele care au nevoie de vindecare. Ar putea fi o ocazie să ceri ajutorul unui consilier, unui psiholog, unui prieten, de-a cărui îndrumare înțeleaptă ai avea nevoie. Relațional, îngrijirea altora
poate duce într-adevăr și la stres și la pierderea somnului. Încearcă o legătură mai clară, mai autentică, ca să zic așa, adică mai la obiect, dacă se poate, cu cineva din familie. O ruptură recentă într-o relație romantică îți lasă libertatea să joci pe un alt teren. Partenerul sau colegul tău ar putea să te influențeze, poate că într-un mod care nu ți este de ajutor. Muncește să rămâi pe calea pe care te afli în prezent. Evită ispitele, inclusiv cele amoroase. Sarcina ta nu este mai ușoară în aceste zile, dar ești bine pregătit să o rezolvi. Dacă pasiunea lipsește, găsește modalități pentru a o condimenta. Luni, 21 mai, stăpânul tău planetar, Soarele, este încă în trigon cu puternicul Pluto. Curiozitatea ta este accentuată. Ai putea crede că îți spune totul încă de la prima întâlnire sau că există mai multe de spus despre o anumită poveste. Venus, în semnul ei, în Taur toată săptămâna, așa că s-ar putea să ai o stare de spirit care să-ți cam strice întâlnirea. Oprește-te ori de câte ori este nevoie. Ai mereu, permanent, dorești câte o gură de aer care să te repună pe poziție. Profesional, norocul ți se va îmbunătăți în următoarele 3 săptămâni. Începe o nouă fază a ciclului personal anual, ceea ce indică începutul unei ascensiuni neașteptate. Relațiile cu ceilalți cu care lucrezi vor fi însă mai deschise. Este o săptămână care probabil îți va aduce unele ocazii astrale. În același timp, lucrurile nu vor fi însă duse prea departe. Cel mai bun lucru este să-ți notezi obiectivele specifice pe care le ai în minte. Poți obține ceea în ce crezi și la care lucrezi. Țintește aceste obiective acolo unde vrei să le vezi zilnic și urmărește ce se întâmplă. Revizuirea sau refacerea ceea ce știi nu este cea mai bună lucrare. Totuși, joi și vineri, 23 și 24 mai, sunt bune pentru consultarea unor consilieri profesionali sau necesită prezența ta la diverse întâlniri cu personalul. Recompensele încep să vină. Nu te atrage, nu merge să discuți despre problemele altor persoane sau despre anumite conflicte. Nu este timpul pentru emoții și aventuri, indiferent cât de interesante sunt prieteniile care le sugerează. Evită să te stresezi mai mult decât ești deja. Presiunea rămâne, dar ai instrumentele necesare pentru a face față situației. Câștigurile sunt reale și te poți aștepta la o creștere a statutului profesional. Recunoaște-ți adevărata valoare ca să te bazezi pe propriile-ți resurse. Financiar, legătura cu agențiile guvernamentale sau non-profit sunt pe frontul de lucru în această săptămână. Ai fost delegat prin eforturi proprii de către anumite autorități să faci conexiunile de care este nevoie în raport cu aptitudinile executive și manageriale pe care le ai. Ți se va oferi o promovare sau o creștere salarială în schimb. Bucură-te de aceste momente. Meditația sau să faci ceva ca să ai timp să fii și singur cu gândurile tale este un lucru înțelept. O săptămână de vârf pentru tine este infuzată cu energie individualistă, dar imprevizibilă, care poate afecta viața de familie sau viața sentimentală și care indică o perioadă dificilă de echilibrat a muncii și a banilor, cu nevoia de a te relaxa alături de oamenii pe care îi iubești. Ca sănătate, multe dintre problemele tale vizează menținerea echilibrului și ritmului interior. Nu sărbători și apoi continuă cu o dietă strictă. Nu. Mesele trebuie să fie moderate și hrănitoare. Este important să nu mănânci prăjeli, dar este la fel de important să te odihnești. Aspectele te pot determina să fii inexact când trebuie să comunici lucruri importante. Emoțiile pot fi greu de controlat acum. Scapă de excesul de energie la sala de sport ori prin plimbări lungi. Vei fi mulțumit de asta la sfârșitul săptămânii. Fecioara. Ei bine, carisma ta acum atrage atenția prietenilor, bătrânilor, tinerilor. Este momentul ideal pentru crearea de rețele astfel încât să te regăsești într-un nou grup. Venus este în sectorul orizonturilor și drumurilor îndepărtate în această săptămână, așa încât vei fi dornic cu
culmea de mai multe călătorii și aventuri filozofice, deși tu ești un tip mai static. Există deja o mulțime de activități în această zonă care te încurajează să îmbrățișezi idei care pot aduce o schimbare în viața ta. S-ar putea să te simți de asemenea obligat să încerci activități care sunt puțin diferite de ceea ce ai mai experimentat tu. Este un lucru bun, mai ales dacă inviți și un prieten sau un partener să ți se alăture. Mai există o schimbare din moment ce Marte se mută în sector social, unde impactul te poate inspira să intri în legătură cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de ceva vreme și probabil să organizați o agapă. Relațional, activitățile cercului tău social îți vor îmbogăți, experiența de viață. Ai în minte idei noi, proaspete și planificare pe termen lung. S-ar putea chiar să ai șansa unei călătorii. Dar depinde foarte mult de modul în care folosești oportunitățile care te așteaptă la acest drum. Este un moment profitabil pentru publicare, pentru predare, pentru profesii academice și mai ales pentru comunicare. Călătoriile pe distanțe lungi, chiar și în străinătate, pot contribui la creșterea spirituală. Tendința va fi într-un trend continuu, deoarece acesta este momentul începutului unei treziri spirituale pentru tine. Acordă atenție numai lucrurilor în care ai încredere sau care te pot ajuta să revii la acea stare pe care ai avut-o întotdeauna. Ia decizii cu atenție, deoarece acestea vor avea repercusiuni de durată. Fă-ți timp pentru romantism și pentru ceea ce îți condimentează viața. Noi stimuli care te incită acum sunt cei mai favorabili din punct de vedere spiritual. Simte-i în inima ta, adu-i în viața ta și îngrijește-i în sufletul tău. Venus petrece toată săptămâna în Taur și încă altele, astfel încât îți dorești stabilitatea unei relații tradiționale, angajate. Fii răbdător. Ceea ce se întâmplă acum este pentru tine. Și cum luna plină a avut loc în Scorpion sâmbăta trecută, influxurile ei încă se resimt și lucrurile cărora le spui de încredere tind să rămână ascunse. Există un secret nevinovat pe care îl ții încă ascuns? Nu este timpul să-l postezi în social media, adică pe Facebook. Profesional, în următoarele săptămâni vei găsi că gândirea rațională nu îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie pentru a continua. Este important să te bazezi pe intuiția ta pentru că numai aici găsești răspunsurile adevărate. Ai fantezii minunate, dar de cele mai multe ori acestea sunt păstrate separat de viața ta normală de muncă. Săptămâna aceasta, totuși, vei lua parte la un brainstorming care te va ajuta să-ți dai seama cum să-ți pui ideile în practică. Săptămâna, bineînțeles, începe cu un sac mixt de energie. Vei avea în sfârșit mai multe motive pentru a fi optimist cu privire la perspectivele tale, mai ales dacă încerci să-ți găsești un loc de muncă sau cauți un altul nou. Marți, 22 mai, este o zi norocoasă pentru munca în echipă și pentru a-ți influența colegii, manifestând încredere și entuziasm. O abordare practică și conservatoare este cea mai bună măsură pentru a progresa în săptămână. Pot apărea însă confruntări stresante vineri, 24 mai, așa că fă tot posibilul să găsești și soluțiile de compromis pentru liniștea ta. Financiar, acum este timpul potrivit pentru a crea rețele, pentru a crea noi conexiuni profesionale și personale. Mulți sunt, cum spuneam la început, atrași de carisma ta, gata să colaboreze cu tine pe marginea unor planuri și idei. Călătoriile în interes de serviciu sunt posibile acum, probabil în compania unui șef sau a unui coleg cu răspundere, cu autoritate. Aceasta ar putea fi un fel de studiu de caz, dacă vrei, pentru tine, deoarece te conectează cu noi perspective spirituale și educative. Fii gata pentru orice îți scoate viața în față în timp ce te afli pe acest drum, odată pentru a te proteja pe tine și a doua oară pentru a-ți proteja gândurile și strategiile pe care le ai în minte. Ai o ocazie unică de a forma parteneriate cu recompense financiare, fie cu oameni care îi cunoști, fie profesionale. Și din moment ce accentul se pune pe predare și învățare, este timpul să-ți asumi ceva provocatori pentru a-ți exersa
puțin mintea. Banii vin atunci când vrei să vină. Ca sănătate, modul în care te ocupi de propriile tale emoții este cheia modului în care îi vei trata și pe ceilalți. Nu putem să știm întotdeauna cum afectează cu adevărat pe cineva, așa încât cea mai bună practică, ceea ce spui, așa încât cea mai bună practică este să-i tratezi ușor și cu compasiune. Într-adevăr, nu este la fel de simplu după cum sună. Pentru a avea cu adevărat compasiune față de cineva, trebuie să-ți onorezi sănătatea într-un mod care nu este întotdeauna convenabil. Alegerile determină comportamentul tău față de tine. Balanță. S-ar putea să fii în căutarea unui obiectiv mare pe măsură ce Marte se mișcă prin casa carierei, sectorului ambiției și a responsabilității. S-ar putea să înțelegi intuitiv ceea ce doresc ceilalți, iar acest lucru te poate determina să-ți adaptezi munca pentru a răspunde acestor nevoi. Relațional, sfârșitul unei relații te poate face să te simți neajutorat sau singur. Nu reveni la activități autodestructive. În schimb, concentrează-te pe realizările profesionale. Reputația la locul de muncă este la un nivel ridicat pe măsură ce treci de o anumită evaluare, într-adevăr. Angajează-te în activități care vorbesc despre scopul și despre felul cum îți simți viața, mai ales dacă dorești să asiguri bunăstarea familiei tale. Oferă asistență celor care au nevoie și caută calea spirituală care te interesează. Pasiunea și intimitatea înseamnă foarte mult pentru tine. S-ar putea să renunți la unele relații, provocând tristețe, dar stai liniștit că vin vremuri mai bune. Petrece cu înțelepciune astfel încât să ai resursele necesare pentru a te angaja în distracția pe care o vrei. Ești pregătit pentru niște experiențe ușoare și joviale. Uneori îți este dificil să te apropii de partener, mai ales dacă este o relație de lungă durată care s-a deteriorat. Încearcă să schimbi ceva în ea. Casa 8-a este asociată cu schimbarea, cu renașterea, cu emoția profundă, cu activele și comune. Totul va fi în atenția ta acum și când Venus, stăpâna ta planetară, care este în Taur, celălalt domiciliu, prin prezența ei te-ar putea ajuta la rezolvarea oricăror dificultăți și îți netezește calea pentru negocieri. Dacă ai vorbit despre unele probleme dificile, ei bine, această energie de suport poate face compromisul mult mai ușor. S-ar putea să te simți neputincios în fața adversității unui fost iubit sau să fii forțat să păstrezi secret un eșec sau o greșeală. Păstrează distanță față de cercul tău social obișnuit ca să ai amânarea de care ai nevoie și oportunitatea de a găsi o soluție. Sextilul care se prefigurează între Venus și Marte aduce o energie foarte interesantă. Există în aer dorința pe care nu o poți nega. Marte a trecut în rac. Te simți și simți că legătura cu viața sentimentală se schimbă de la un moment la altul. Nu ești un mare fan al spontaneității, dar să te lași dus de val din când în când, să știi că este o opțiune. Profesional, ți se propune să te angajezi în activități sociale și odată ce o vei face, devii steaua spectacolului. La început este posibil să ezici, să amesteci munca cu plăcerea, dar o vei face fără să-ți dai seama și vei descoperi ceva important. Ia-o încet și constant ca să câștigi cursa în cazul în care locul de muncă și interesele legate de carieră sunt cauza. Trebuie să continui să faci cât mai multe resurse. Să găsești cât mai multe resurse. Luni, 21 mai, poate aduce confruntări stresante cu oameni care ar trebui să fie în top sau care au pur și simplu metode radical diferite pentru a face un lucru. În schimb, este o săptămână norocoasă pentru revizuirea planurilor, a bugetelor și a procedurilor. Așa că este mai bine să te concentrezi pe munca neterminată decât să începi ceva nou. Financiar, săptămâna te așteaptă cu numeroase surprize. Unele venituri neașteptate, poate o creștere salarială, pot fi rezultatul acestui lucru. Investește cu înțelepciune. După ce ai suferit recente tristeți și răsturnări de situații, te vei bucura pe bune.
de laude, de impulsionarea reputației pe care o experimentezi în această săptămână. Poți fi recompensat cu venituri neașteptate. Este un moment bun pentru a începe un proiect la scară largă, probabil unul care implică, eu știu, colaborarea cu alte ministere, alte agenții, alte servicii. Pasiunea ta este contagioasă și să știi că are capacitatea de a impulsiona și pe ceilalți. O schimbare de locație poate duce la schimbarea unor relații, încheind cu unele conexiuni, dar făcând altele. Continuă să lucrezi din greu și vei putea să te bucuri de nivelul actual de succes financiar. Pe de altă parte, munca și sănătatea sunt afectate. Efectuarea de ore suplimentare în proiectele la care lucrezi impresionează însă atât de mult încât ești pe lista celor care urmează să fie recompensați. Așa că, da, eu aș zice să te gândești dacă merită. Fă ceva însă totuși împotriva oboselii. Ai grijă de sănătatea ta fizică și emoțională. Ai trecut printr-un mare stres și ești în sfârșit în poziția de a te bucura de roadele muncii tale ca sănătate. Cu aspectele actuale în joc, s-ar putea să simți presiunea că faci totul corect sau de a răspunde cumva la această presiune deoarece dai atenție cuvenită sănătății. A obține un echilibru este un succes uluitor. Ce înseamnă o zi echilibrată pentru tine? Păi, eu știu, mese sănătoase, multă apă plată, aer curat și o doză sănătoasă de exerciții fizice care ar trebui să figureze pe listele de priorități. Petrece timp cu cei pe care iubești și vei fi în formă. Scorpion. Pe tine te atrage un mediu nou. Adevărul este că a sosit timpul pentru o schimbare de peisaj. Ești interesat să te conectezi la ceva nou, poate la o nouă cale spirituală sau altă oportunitate profesională. În primul rând, asigură-te că rezolvi toate chestiunile legale care stau nerezolvate. În timp ce cântărești o decizie importantă, cere și feedback-ul de la partener. Experiențele tale sunt variate și probabil dificil de reconciliat. Dragostea și ura, crearea și ruperea relațiilor, sprijinul și vrăjmășia, toate acestea pot să apară una peste alta. Gestionează sentimentele și emoțiile contradictorii care vor fi provocarea principală acum. Există multe lucruri pe care le poți învăța dacă ești deschis la asta. Fii diplomat și sincer pe măsură ce lucrezi cu ceilalți. Munca în echipă este esențială, o modalitate bună de lucru care scurtează drumul spre succes. În situații de conflict, oferă un pic mai mult de la tine și din setul tău de relații. Compromisul este necesar pentru a obține ceea ce dorești. Învață să activezi sistemul de apărare și să formulezi un plan de bătaie pentru a-ți asigura victoria. Fii atent cu familia și asigură-te că lucrurile sunt liniștite la domiciliu, deoarece relațional s-ar putea să te afli într-o dispută, implicând probabil familia partenerului de viață. Lucrează pentru a lega orice afacere sau litigiu în curs de desfășurare, pentru a rezolva, pardon. A face acest lucru îți va da liniștea interioară de care ai nevoie. Treci departe de concurența și argumentele inutile și investește timp în cei dragi. Ai discuții restante cu un profesor sau cu un mentor. Planifică-ți o călătorie cu cei semnificativi în viața ta. Vizează o atmosferă care are o mare semnificație spirituală pentru amândoi. Relațiile tale ar putea fi pozitive, revigorante și atrăgătoare și vor aduce cele mai bune rezultate în următoarele săptămâni. Cu Venus, care este în domiciliu, în Taur și în casa partenerială, în zona de relații, îți va fi mai ușor să rezolvi o problemă de parteneriat sau orice altă chestiune între tine și altul. Dorința de a te pune în situația celeilalte persoane și de a vedea lucrurile din perspectiva ei poate duce cel mai probabil la un compromis. În același timp, cu Marte, cel de-al doilea stăpân planetar al tău, care sâmbătă intră în sectorul călătoriilor și aventurii, ești dispus să dai viață unor întreprinderi personale care sunt o mare provocare. Aceasta ar putea implica studiul, explorarea unei alte țări sau unei alte culturi, cu scopul de a face afaceri acolo sau probabil de a merge într-un pelerinaj spiritual pentru o mai mare liniște interioară.
profesional, în următoarele câteva săptămâni va fi foarte important să fii receptiv și conștient de nevoile celor din jurul tău. Gândindu-te doar la tine, îți va aduce mai multe blocaje decât de obicei. Ești la un pas de a face ceva măreț. S-ar putea să simți că un șef sau o figură cu autoritate este cu ochii pe tine în timpul unor întâlniri sau a discuțiilor privind un contract. Energia acestei săptămâni este bună pentru vânătoarea de locuri de muncă sau pentru încheierea unor contracte care să susțină interesele. Este bine să termini ceea ce începi înainte de a face o schimbare majoră. Miercuri, 22 mai, fă tot posibilul pentru a-ți termina munca și pentru a evita disiparea energiilor, chiar dacă ți se cere să faci altceva. Poate interveni o neînțelegere la mijlocul săptămânii, deci asigură-te că toată lumea are aceleași idei. 24 mai este o zi norocoasă pentru problemele juridice și vorbește cu cei de la HR despre beneficii. Transformarea carierei este o posibilitate reală acum, când întâlnești noi posibilități. Fii gata pentru orice provocare. Financiar, poți să pui niște bani deoparte, dar bat la ușă unele opțiuni interesante. Este posibil să fie necesară formarea sau educația suplimentară pentru a ajunge la funcția pe care o dorești. Nu te grăbi să iei o decizie sau să faci achiziții. În schimb, discută lucrurile cu partenerul și cu cei apropiați ție. S-ar putea să fie în așteptarea unor plăți pentru munca depusă sau pe o tranzacție. Încearcă să minimalizezi cheltuielile pentru a face față dificitului mai puțin stresant. Ai o echipă de oameni minunați în spatele tău, mai ales când vine vorba despre bani. Aspectele evidențiază activități care implică dragoste, familie și distracție. Pornirea unei afaceri pe cont propriu poate fi un nou start pentru tine. Ca sănătate, ar trebui să te simți bine. Ai ocazia să dezvolți o strategie pentru a-ți păstra nivelul de energie ridicat, însă pesimismul tău și nesiguranța ta te poate opri. Dacă vrei rezultate bune, trebuie să-ți schimbi mentalitatea și să te gândești la plăcerea de a te simți excelent în pielea ta. Pauză și revenim. Ne continuăm periplul împreună cu săgetătorul. Ei bine, rezultatul unui litigiu vizând o moștenire sau o sumă mai mare de bani care trebuia să-ți se condea, s-ar putea să-ți schimbe poziția financiară. Vezi ce faci cu noile fonduri și evită viciile și achizițiile riscante. Să călătorești este o posibilitate și îți va permite să te conectezi cu o idee sau cu o misiune spirituală. Ai grijă la sănătatea ta, nu te lăsa obsedat de probleme care nu sunt ale tale, mai bine fă cercetări asupra problemelor din mintea ta. Cu Venus survolând casa a cincea în această săptămână, alături de Uranus, invitarea unui prieten pentru a te ajuta să-ți atingi un obiectiv care ține de sănătate sau de dietă, ar putea face procesul mult mai ușor. Vei avea atât suport cât și rezultate mai bune. Există de asemenea o concentrare intensă de energie care vine dinspre Marte în Rac, într-un sector emoțional al diagramei tale. Dacă ai amânat o anumită chestiune pentru care te simți oarecum vinovat, mergi înainte, fă-o, pentru că această influență dinamică îți poate da curajul să o abordezi. Relațional, aș spune că te afli la răscruce de drumuri. Dacă relația nu poate fi redresată, împacă-te cu ideea și fii dispus să te reorientezi. Orice durere pe care o simți acum este temporară și poate fi ameliorată prin muncă și păstrarea ideii scopului. S-ar putea să fii mai preocupat decât de obicei și, totuși, acest lucru ar putea fi bun pentru că el aduce noi oportunități și îți oferă șansa unor experiențe noi. Cu atenție deosebită la stilul de viață și la sectorul de bunăstare, de wellness, cum am spune noi, lucrurile se vor schimba cu siguranță. Vecinii sau familia pot avea nevoie de ajutorul tău. Cineva din trecutul tău sentimental se poate întoarce în viața ta. Ia decizii sănătoase, evitând alte mișcări riscante.
Ajungi la prieten sau îndrumător pentru a cere un sfat înainte de a reveni în relație sau în ceea ce a mai rămas din ea. Pătrunde adânc în gândurile tale pentru a veni cu soluții la dilemele romantice din timpul trigonului dintre Soare și Pluto la începutul săptămânii. Îți poți satisface curiozitatea citind printre rânduri. Marte se deplasează prin sensibilul rac la mijlocul săptămânii, făcându-te să te decizi nițel mai greu. Fii mai atent la ce simți cu inima decât la potențialele consecințe. Profesional, perioada favorizează o comunicare sporită și o legătură cu colegii și prietenii mai profundă. Este posibil să dobândești noi calificări dacă ești gata să depui eforturi pentru auto-îmbunătățire. De asemenea, este favorizată o atmosferă de lucru veselă, libertină chiar, dar libertină cu ghilimelele de rigoare, astfel încât să nu te îngrijorești sau să stai să tot cântărești implicațiile. Este un moment excelent pentru a organiza treburile zilnice și pentru a depune eforturi mici care să contribuie la eficiența muncii tale. Inteligența îți va servi bine pentru că ești gata să te ocupi și de lucruri serioase. Un efort suplimentar și o abordare concentrată te va ajuta să eviți bârfa sau neatenția. Concurența la locul de muncă se poate simți izolat. Încearcă să nu te lansezi în discuții cu cei care nu-ți doresc binele. Accentul va fi asupra casei și a familiei, indiferent dacă ești sau nu la serviciu. Găsește-ți timp pentru a pune lucrurile în ordine și asigură-te că ai echilibru în viața personală, cât și în afacerile demarate. Efectuează ajustări dacă este necesar. Financiar, o pierdere recentă te-a răscolit. Folosește această fază pentru a valorifica cât mai mult etica muncii și eficiența, dacă vrei, rutinei zilnice. Multe depind de tine, de timpul și talentul tău. O sursă neașteptată de venit, probabil o moștenire, ar fi cea mai bună pentru a stinge o serie de datorii restante și recurente. Investește în educație și sănătate în această fază. Ești logic în abordarea ta și de a finanța lucrurile simultan. A fi realist cu privire la aranjamentele pe care le ai este însă critică. Nu-ți permite să fii distras de alte lucruri sau de interpuși. Alegerea unor noi abilități te-ar ajuta pentru că te-ar duce spre noi oportunități. Aplică o nouă strategie de organizare în mediul de lucru, a mediului de lucru și îți vei limpezi mintea mai ușor, iar atitudinea ta se va revigora. Te simți eficient cu privire la îndatoririle tale. Cu perspectiva corectă, chiar și cea mai ludică sarcină poate fi îndeplinită. Eforturile tale sunt garantate pentru a fi evaluate pozitiv. Ți-ai dori să se regăsească fiecare la locul de muncă, în relațiile personale și în public, dar cariera și salariul implicit pot suferi dacă mergi mai departe spre binele lor. Revino-ți un pic și gândește-te și la tine, pentru că a venit momentul să culegi niște recompense. Individualitatea ta face treabă bună și îți asumi un rol de autoritate. Ca sănătate, asigură-te că ea este o prioritate. Cele mai profunde nevoi emoționale pot veni acum în prim plan cu poziția astrelor în această săptămână. Dorința de a echilibra lucrurile din viața ta ar putea fi deranjată de impactul emoțiilor și este important să nu te învinovățești atunci când te simți nemulțumit. Există momente în care este mai important să simți sentimentele decât să ai totul sub control. Poți face un pact alimentar. Mănânci sănătos în următoarele săptămâni ca o modalitate de a contracara deranjul pe care îl poți simți. Capricorn. Contractele și întâlnirile de afaceri domină săptămâna. S-ar putea să te confrunți cu stresul la locul de muncă pe măsură ce intri în conflict cu un coleg. Fii diplomat cu privire la ideile pe care le ai. O relație a intrat pe ultima sută de metri, așa că fii pe fază. Schimbarea de peisaj sau de mediu poate face să treci mai ușor peste această pierdere. Vezi cum restabilești și păstrezi liniștea acasă. Fă-ți timp pentru odihnă și pentru momente de intimitate
cu cei mai apropiați ție. Încrede-te în intuiția ta, căci vei conduce în direcția cea bună, căci te va conduce în direcția bună. Relațional, deși unele conflicte te pot îngenunchea, aventura bate la ușă. Nu lăsa nicio frustrare să te blocheze. Fericirea interioară este combustibilul pentru succes. În timp ce ai putea fi ocupat cu planuri și obiective care îți cer ceva timp, concentrarea de influxuri astrale de la nivelul casei a cincea, sectorul de petrecere a timpului liber, dar și a creativității, te poate încuraja să te bucuri de o prioritate maximă. Când Venus va trece prin această zonă săptămâna aceasta, prezența ei aici te poate încuraja să dai importanță și romantismului, fie că ești singur, fie că deja ești cu cineva. Relațiile ar putea necesita mai multă atenție, deoarece Marte aduce energie și strălucire legăturilor cheie. Dacă tu și partenerul tău ați fost blocați în rutină, ei bine, acum ai această forță marțiană la îndemână pentru a face ca evenimentele să fie repuse pe rol și să te aventurezi, ca să zic așa, în necunoscut. Chiar dacă tu și partenerul tău nu sunteți atât de sincronizați în acest moment, fă ceva pentru a-ți regăsi calea. Poate că este timpul să-ți arăți mai mult aprecierea și iubirea. Fii nu doar romantic, ci și creativ. Planifică împreună o noapte specială, o seară, o cină la lumina lumânărilor, o baie împreună, petale de trandafiri, lumânări parfumate, tot ce trebuie, tot arsenalul de care ai nevoie ca să recentrezi ceea ce crezi că ai pierdut. Trebuie să, ca împreună, să răspundeți la o întrebare importantă, probabil una care implică statutul juridic al relației voastre. Profesional, ești dispus să te ocupi și de alte responsabilități. Resursele suplimentare sunt în interiorul tău. Aspirațiile sunt înalte și tot tu le vei depăși. Munca îți aduce bucuria deoarece ai o imagine publică puternică și favorabilă. Creativitatea și intelectul îți aduc fericirea interioară. Conexiunile profesionale și personale te vor ține ocupat cu rudele și cu nunțile la care ești invitat. Dacă ai abilități creative, este un moment excelent să-ți prezinți munca oamenilor potriviți, deoarece există șanse foarte mari să vadă dincolo de ea. Ceea ce vezi în fața ta este doar o fațadă. Nu te bucura prea mult de o oportunitate care promite multe recompense, pentru că s-ar putea să fie o mască, de fapt un trickster. Mercur poate să-ți joace feste. Există o latură mai subtilă care trebuie abordată. Ai aturi puternice în sprijinul tău, pentru că există o lumină care te ghidează și care te ajută acum să folosești aceste resurse și să mergi mai departe. Emoțiile și așteptările pot crește în această săptămână. Poate vrei să cunoști terenul pe care joci la jumătatea săptămânii pentru a nu fi marginalizat pe o listă lungă de situații neterminate sau întârziate. Cu cât poți fi cel mai bun coleg, cu atât mai repede poți trece la ceva mai interesant. Săptămâna te poate transforma în jucător de forță în rândul colegilor, deoarece cei mai ambițioși se îndreaptă acum spre o poziție bună. Fii înțelept și caută satisfacția personală în afara locului de muncă. Găsește ce altceva de făcut pentru tine. Conversațiile pe care le ai cu colegii se vor dovedi rodnice. Ai putere de spirit și de caracter pentru a merge singur mai departe, dar aventura cu cineva special mie mi se pare mult mai semnificativă. Sapă mai adânc și vei găsi tot felul de resurse interioare în tine în această săptămână. Bucură-te de locul unde te afli în prezent. Financiar, unele decontări sau schimbări te-au adus într-un mediu complet nou. S-ar putea să te confrunți cu unele opoziții, dar vei găsi și noi oportunități. Cu oarecare grijă și diplomație vei putea să-ți prezinți ideile la întâlniri și simpozioane și care să fie urmate de o remunerație pe măsură. Înainte de a lua o decizie importantă, mai ales una care implică un contract pe termen lung sau o vânzare, discută lucrurile cu un consilier financiar. Dacă ești de acord cu o afacere acum, vei obține mai mult decât ai negociat.
Te bucuri de propriul sentiment de creativitate, de asemenea câștigi pe toate fronturile. Între timp este mai bine să ții bani strânși, la ciorap, cum spun eu, în sensul de a fi atent la carduri sau la numerar, să nu pierzi vreo sumă consistentă. Sănătate, indiferent dacă te simți bine sau nu, încearcă să te mobilizezi și să mergi la sală măcar de 3 ori pe săptămână. Ai la dispoziție un întreg arsenal psihic prin influxurile astrale care te însoțesc aproape toată săptămâna și vei beneficia de reîmprospătarea sângelui, ca să spun așa, prin punerea lui în circulație, dai plămânilor aerul de care au nevoie și minții relaxare. Exercițiile de forță și meditația de tip yoga sunt o combinație excelentă sau, în cazul în care genunchii nu te țin, în notul și mersul pe jos. Vezi ca așteptările tale să fie realiste. Vărsător. Evită să te împotmolești în bârfe sau conflicte la locul de muncă. S-ar putea să te confrunți cu o anumită competiție, inclusiv cu cei care nu te plac, dar munca să-ți fie răsplătită. Fii atent la cei care depind de tine, rude, chiriași, chiar și animale de companie. Fă reparațiile sau renovările necesare. Cheltuind niște bani, vei salva mai mult. Ești cu prietenii dacă te simți copleșit sau singur. A fi sincer despre felul în care te simți îți va permite o mai mare liniște interioară. Relațional, acasă, familia, cei dragi contează cel mai mult pentru tine acum. Educația, cariera, chiar și realizările sunt secundare în comparație cu familia. Toate deciziile pe care le vei lua vor fi legate de influența lor asupra vieții domestice. Sentimentul de apartenență este esențial, așa că nu ezita să te întorci la rădăcini, să călătorești în locurile în care te-ai născut. Pe măsură ce Marte este încă în casa a cincea, e drept în rac, sectorul creativității și al romantismului, poate trezi sentimente care au fost mult timp latente. Dacă începi să te simți agasat, este un semn că ai împins însă lucrurile prea departe. Cariera sau pasiunea te pot aduce în centrul atenției. S-ar putea să te simți pregătit pentru a împărtăși ceva cu toată lumea care ar trebui să știe ceva și care ar putea să provoace emoții. Te poți simți ca și cum ai fi în competiție pentru inima și atenția cuiva. Fii tu și ridică-te deasupra fricii. Calitățile tale excepționale arată cel mai bine atunci când nu ești îngrijorat de ceea ce alții cred despre tine, gândesc despre tine și te simți liber să fii tu. Consolidează-ți poziția financiară astfel încât să fii pregătit pentru orice renovări sau îmbunătățiri care se pot dovedi în curând necesare. Atașamentul față de familie îți va servi și te va ajuta să mergi mai departe. Casa ar putea fi un loc mai ocupat decât de obicei cu o mulțime de activități în această săptămână. Venus este în Taur, în domiciliu, în casa comunicării, adăugând o perspectivă calmă și reconfortantă vieții de familie. Dacă te-ai gândit să-ți înfrumusețezi spațiul, prezența ei te poate încuraja să bați magazinele vintage sau de artă pentru a vedea ce poți cumpăra. Sextilul separant dintre Venus și Marte la începutul săptămânei umple cu vibrații pozitive spațiul în care trăiești. Este ca și cum Marte devine un șofer de tranzit, iar acest lucru nu este neapărat ceva rău. Profesional, lasă-ți mintea să zburde ca să nu cazi în rutină. Ești în poziția de a te extinde atâta timp cât îți folosești imaginația și te gândești și la alte lucruri. Folosește-ți mintea creativă, indiferent dacă ești la serviciu sau nu. Asigură-te că mergi la lucru cu zâmbetul pe buze, iar dacă te simți abandonat, zâmbetele altora te vor înfuria mai tare și devin frustrante. Doar pentru că te-ai trezit de partea cea mai grea a muncii, asta nu înseamnă că trebuie să te cantonezi în ea. Energia din această săptămână susține o revizuire atentă a oricărui lucru neterminat sau un curs de desfășurare. Notarea unor obiective specifice pentru anul viitor poate fi un exercițiu puternic. Colegii mai nesiguri să știi că vor aprecia maniera calmă și interesul pentru muncă pe care îl dai, depui. Este posibil să fii nevoit să-i încurajezi și pe alții să facă lucruri pe care
nu le-au mai făcut și care nu fac rău în fond și la urma urmei. Financiar, problemele de construcții și reparații îți consumă mult timp și energie. Un prejudiciu sau un accident recent al unei rude sau a persoanei iubite poate necesita o schimbare de poziție a obiectelor în casă. Hai că te-a apucat acum să schimbi mobila. A unui vehicul, schimbi mașina sau unui spațiu de locuit. Poate îți cumperi un apartament. S-ar putea să te simți puțin tensionat, deoarece efectele vor rezona în sector social, iar oamenii se vor comporta în moduri neașteptate sau ca și cum n-ai fi acolo când ai nevoie de ele. În plus, cineva îți poate face tot felul de murdării care să te coste ceva bani. Nu lăsa pe nimeni să te șantajeze. Asigură-te că verifici de 2-3 ori facturile neplătite. Asta ca să nu ai alte surprize. Sănătatea, emoțiile te pot împiedica să acționezi conform impulsurilor în aceste zile, ceea ce te poate împiedica să fii tu. Dar nu te îngrijora. S-ar putea să dai mai multă atenție celorlalți decât îți acorzi ție în acest timp. Este un motiv pentru care cel mai bun lucru ar fi să ai un regim regulat de exerciții fizice în programul zilnic. Nu numai că este un antrenament pentru corpul tău, dar și mintea ta are șansa de a se replia. Pești. Wow, este un moment de mare creativitate pentru tine. Ești atras de expresia de sine prin artă, pentru artă, de cuvântul scris sau de fotografie. Fă-ți timp și pentru relaxare. Probabil mergi la un concert sau la o piesă de teatru. Romantismul ar trebui să fie de asemenea o prioritate, indiferent de relații. Însă încearcă să fii diplomat. Relațional, o dispută poate fi evitată prin o privire mai atentă, o discuție în care să asculți mai mult decât să vorbești. Ai încredere în intuiție și du-te spre ceva nou. Sfaturile cu privire la modul în care poți face față unui conflict personal vin pe neașteptate de undeva unde nici nu te aștepți. Și aș tinde să cred că este vorba despre un copil. Scoate o perlă care e clicul ăla de care ai nevoie. Nu este momentul însă să te concentrezi pe o singură sarcină sau pe un singur proiect. Încearcă să înveți și să ai înțelegerea celor din jur. Beneficiază de mediul în care te afli. Este posibil să fii deranjat sau plictisit din rutină. Formarea de legături noi sau drumurile scurte îți vor alimenta curiozitatea. Stresul poate fi tratat în mai multe moduri, poate printr-un nou hobby, comunicarea este vitală, o mai bună comuniune îți va face viața acasă și la locul de muncă mai armonioasă și ar putea crește plaja de relații. Marte este în sectorul petrecerii timpului liber, iar prezența sa aici poate provoca dorința de a fi mai creativ. Dacă ai un talent sau un hobby la care ești foarte bun, aceasta este șansa care să-ți evidențieze pasiunea. Niciodată nu știi cine ar putea să te vadă. Ideile ar putea veni de pretutindeni și te inspiră la acțiune. Conversațiile, navigarea online, revistele și cărțile și acumularea acestora ar putea aduce noi surse de energie în viața ta care să se transforme în acțiune. Curiozitatea poate fi o forță bună, dar ține-o sub control. Dorința se joacă pasional cu tine în acest weekend. Este ușor să-ți pierzi inhibițiile atunci când ești încrezător în tine. Încrede-te, asta este totul. Profesional, s-ar putea să te simți distras, adică neatent în această săptămână. Cineva sau ceva care te conduce spre o perspectivă personală, ceea ce face dificilă comunicarea la locul de muncă. Ești bucuros să-ți împărtășești ideile despre care de obicei nu prea vorbești. Există însă șansa să fii foarte independent. Totuși, ești fericit să te alături cuiva căruia în scurt timp îi vei respinge ideile. Este cel mai bun mod de acțiune. Concentrează-te pe ceea ce îți spune intuiția cel mai mult și asigură-te că toate lucrurile sunt finalizate. Dacă ai nevoie de ajutor pentru gestionarea acestora, adresează-te prietenilor și colegilor. Este posibil ca altcineva să-ți poată oferi un răspuns pe care tu nu-l găsești. Foarte curând vei avea ocazia să-ți fixezi în minte doar ceea ce contează. Evită deciziile pripite și oferă sau primește sfaturi dacă ți se cere.
Totul lucrează în favoarea ta. Nu te gândi la dificultăți pe termen lung pe care le experimentezi și concentrează-te asupra prezentului. Este un mare potențial în tine, în situația în care ești acum. Este momentul să te dilați, nu să te contracți. Este posibil să vorbești despre anumite lucruri în mod special în această săptămână. Dacă te afli într-o poziție de conducere, este momentul excelent pentru a încuraja munca în echipă, cerând oamenilor să apeleze la schimbul de idei. Treaba ta este să găsești un teren neutru care să funcționeze pentru toți. Miercuri, 23 mai, este o zi foarte energică și excelentă pentru contactele cu clienții. S-ar putea să existe și nervi datorită întârzierilor sau revizuirilor necesare a ceea ce crezi că a fost deja bătut în cuie. Nu te descuraja. Financiar, Venus este în domiciliu, în semn și casă, adică în Taur și în casa a doua banilor proveniți din muncă proprie, iar prezența ei aici poate facilita negocierea precum și încheierea unor tranzacții sau compromisuri când sunt necesare. S-ar putea să te bucuri de asemenea de o rețea în care toți sunteți pe aceeași lungime de undă. Un diferend de opinii trebuie rezolvat în această săptămână. Munca poate cauza și stres deoarece te afli în așteptarea unor plăți sau anticipezi o șansă de creștere a statutului financiar. Cauți surse de divertisment care să te scape de muncă. Noi oportunități însă te așteaptă și s-ar putea să fii nevoit să te identifici ca fiind persoana potrivită pentru această slujbă. Ca sănătate, particip la activități sportive sau fizice pentru a-ți păstra sănătatea. Fii atent însă la cei dragi și angajează-te și în activități caritabile. Poate dorești să scoți sticluța cu esență de lavandă în seara, într-o seară, să faci o baie fierbinte de aburi în confortul casei tale. Poziția actuală a astrelor pe firmament te obligă să simți un fel de supraîncărcare în ceea ce privește nucleul tău emoțional interior. Hrănește această parte intangibilă a ta cu proprietățile de vindecare ale lavandei. Dacă te culci la timp, probabil că vei avea un somn profund după un astfel de tratament. Și iată, dragii mei, că am ajuns cu previziunile la final. Din păcate ne-au rămas mai puțin de 2 minute până la terminarea emisiunii. Vreau să fiți foarte atenți să vă gândiți la faptul că v-am promis să vă prezint studii de caz. Săptămâna viitoare, în afară de aspecte, voi aduce diverse teme tematici, diverse hărți, diverse teme natale, în care să putem să identificăm anumite lucruri. Aș vrea să folosiți ceea ce vă ofer pentru a învăța ceva și nu pentru a mă copia. Să știți că tot ceea ce fac și tot ceea ce vă prezint sunt ani de studiu, sunt peste 30 de ani de studiu, studiez în continuare și în prezent și o fac cu tot dragul și chiar vreau să înțelegeți anumite lucruri care ni se întâmplă. Pentru că așa cum spuneam și în alte emisiuni și la alte televiziuni, informația și în special informația spirituală este cea care ne ridică gradul de conștientizare pe de o parte, iar pe de altă parte ne face să evoluăm, dacă vreți, ca civilizație. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră, mă bucur că revin încă o dată asupra temei Titanicului. Urmăriți hărțile care apar în emisiuni, emisiunea de astăzi și din seara aceasta și emisiunea de săptămâna trecută, corelațiile și vedeți cum le-am prezentat și vă sugerez chiar să faceți propriile dumneavoastră observații. Acestea fiind spuse, Dumnezeu și astfel să vă binecuvânteze destinul, iar noi să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Noapte bună! Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat
pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torsorul original la mine a funcționat. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă dorea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis singurul lucru care pot să-l mai încerc este torsorul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci am hotărât să mai iau 2. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torsor este un bun la casa omului.